Ca să zici țelul lui mama, picioarele lui mama, unile lui mama, gheața lui mama, da, mămică, tătă lui mama, tătă lui mama, mama tare, puțin te iubiești, mamă, putește. Duminică, ora 18, la Femeile Vorbesc, veți cunoaște povestea tulburătoare a unei mame din Chișinău. Pe când avea 8 ani, băiatul Virginiei Caldarare a intrat în comă în urma unei anestezii efectuate la stomatolog. Plângeam nopțile și ieșeam pe stradă, mergeam unde anume el calca, unde se duce la școală, la grădiniță. Eu știu ca să vii ceasul. Eu sunt pregătită, eu știu că să vii ceasul și ziua aceea. Sunt deja 10 ani de când unicul copil al Virginiei este fără conștiință. La 18 ani cântărește doar 17 kg. De ce nu mai aveți copii? Nu pot, am probleme care nu pot să fac copii. Cât de grea este durerea unei mame să-și vadă copilul la un pas de moarte, află de la Virginia Caldarari, duminică, ora 18, la Femeile Vorbesc cu Adrian Prodan.